la un nou eveniment muzical în cadrul stagiunii artistice organizate de Centrul pentru Cultură și Arte Carmen Seculare împreună cu Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca, extensia Piatra Neamț. De data aceasta este un eveniment și mai deosebit, pentru că sunt de vreo oră jumate în sala asta, am văzut o parte dintre dumneavoastră venind și cu siguranță și dumneavoastră simțiți același lucru, suntem ca într-o familie. Deci familia Stroici a adunat familia iubitorilor de muzică din Piatra, i-a adunat aici aproape. Eu vreau să vă spun pe scurt două lucruri, după care o las pe Sara să să-și desfășoare programul. Următorul eveniment va fi peste două săptămâni, pe data de 13 martie, când la acest pian va concerta Raluca Rad, profesoară de la Cluj. Cred că mulți dintre dumneavoastră o cunosc. Iar peste alte două săptămâni, din nou avem eveniment în cadrul stagiunii muzicale, va fi rândul, pe 27 martie, rândul clasei de percuție de la extensia Piatra Neamț Academiei de Muzică Gheorghe Dima. O seară plăcută, mulțumesc! Salut și eu, bună seara, mulțumim pentru că sunteți alături de noi, sunt Sara Stroici. Acum ați ascultat Împlinire, este scrisă de Adrian Stroici pentru ocazia logodnei sale și este dedicată, a fost dedicată atunci viitoarelui soții pe care ați ascultat-o cântând la flaut, Lucreția Stroici. Am debutat cu această lucrare muzicală pentru că am considerat că reprezintă simbolul acestei seri și anume bucuria unui vis îndeplinit. Acum vreo 3 ani, în nesiguranța vremurilor pandemice, căutam o carte în biblioteca părinților mei și, deși nu am găsit-o, am dat de un raft întreg cu manuscrise ale compozițiilor tatălui meu. Am găsit lucrări simfonice, vocale simfonice, camerale, concertante, corale, liduri, orchestrații și aranjamente. Cu fiecare partitură pe care am șters-o de praf, am intrat mai mult în lumea sonoră a tatălui meu. În rândul acestor note muzicale am descoperit prima dată sonata pentru vioară și pian și un cuvartet de coarde, două bijuterii muzicale. A fost momentul în care atunci mi-am făcut o promisiune solemnă. Tot ceea ce am găsit acolo nu va rămâne ascuns, ci va fi o experiență colectivă. Încă din cele mai îndepărtate timpuri, am observat o tendință în privința recunoașterii și aprecierii compozitorilor contemporani. Sau mai bine spus, a lipsei acestora. După ce acea generație se va fi dus, sunt redescoperiți, sunt cântați, sunt promovați, sunt iubiți și studiați la adevărata lor valoare. Cercetând creația tatălui meu, dar și creațiile altor compozitori contemporani români, am realizat ce mare onoare avem să beneficiem acum de ceea ce ne este hărăzit să trăim. Beneficiem acum de ceea ce ne oferă compozitorii care trăiesc aceleași timpuri cu noi, care sunt supuși acelorași provocări, care au poate aceleași frici sau dorințe. Sunt oameni care oglindesc muzica sufletului nostru. Editura muzicală Stroici, care s-a născut în decembrie 2023, site-ul www.stroici.com. Prin acestea ne dorim să promovăm acești compozitori care creează în lumea noastră și prin care ne putem regăsi. Cred cu tărie că muzica e viața însăși. Îl citesc pe maestrul Șerban Dimitrie Soreanu. De aceea vă deschid cu drag ușile în familia noastră. Prin intermediul acestui concert, care este primul din seria de concerte Iubim muzica de acum. Și mă bucur să fie la Piatra Neamț în colaborare cu Centrul pentru Cultură și Arte Carmen Seculare. În continuare, veți audia în primă audiție absolută
Sonata pentru vioară și pian re major, care a fost primul manuscris pe care l-am găsit în biblioteca părinților mei. M-a fascinat lirismul ei. Este asemenea unei perle. Gândită perfect din punct de vedere arhitectural, de mici dimensiuni, este scrisă într-o singură parte, strălucitoare și plină de expresivitate. De asemenea, oglindește diferite personaje din copilăria tatălui meu de la Petroșani. Tata mi-a spus să nu zic, dar sper să mă ierte că vă voi da niște secrete din casă. Veți audia, de pildă, un pasaj ascendent, cromatic, care reprezintă sfărâitul acordeonului care venea să-i ajute să repare pianul la Petroșani. Copilul Adrian Stroici, de atunci, a ținut minte pe note acel sfărâit amuzant. Și iată, l-a introdus în această sonată. Tema principală este reprezentată de imnul minerilor, stilizat. Și multe altele pe care le veți descoperi dumneavoastră. Adrian Stroici a conceput discursul muzical într-un sistem echilibrat tonomodal pe textura timbrală expresivă a unei narațiuni autobiografice. Arhitectura sonatei pentru vioară și pian este preluată din perioada clasicismului muzical. Adică are expoziție, dezvoltare, repriză și coda, în culoarea unor elemente programatice implicite. Folosește diverse efecte timbrale pentru a exprima stări și culori. Veți vedea multe efecte și violonistice, sul tastiera, sul ponticello. Este construită pe ideea luminii. Audiție plăcută!
încercăm să fie vorbe cât mai puține muzică, cât se poate de multă. Adrian Stoici este născut în 65, în Petroșani, Hunedoara. De mic copil este observat foarte puternic talentul său muzical și începe de la 3 ani studiul pianului la Petroșani, la școala de muzică. Apoi urmează liceul de muzică din Cluj-Napoca, unde a studiat cu profesorii Monica Cotreanu și Bogdan Georgescu, aceștia deschizându-i un orizont mai larg spre zona de compoziție. În 88 este absolvent al Universității Naționale de Muzică din București și a avut ca mentori pe cei mai buni și cei mai cunoscuți muzicieni din țară, din opinia mea. Anatol Vieru, Ștefan Niculescu, Nicolae Coman, Alexandru Pașcanu, Liviu Brumaru, Petre Brâncuș, Vasile Iliuț, Dinu Ciocan, Irina Audăgescu-Țuțuian, Marin Constantin, Petre Crăciun, Liviu Dănceanu, Ștefan Zorzor, Victor Giuliano, Marta Maria Vlad, Dragoș Tănăsescu, Aurora Ienei, Aurel Stroi, Nicolae Veloiu și mulți alții. Adrian Stroici este profesor corepetitor la Liceul de Arte Victor Brauner din Piatra Neamț din 1990, unde își desfășoară activitatea și în prezent. Este membru în Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România și membru UCIMIR. Dintre compozițiile sale, Sinfonia Sacră, Cantata Horelor, Concertino pentru pian și orchestră de coarde, Concert pentru vioară și orchestră, Oratoriu de nuntă, Sonată pentru vioară și pian, Liduri, colinde, imnuri, prelucrări și orchestrații. Vă invit să descoperiți opere muzicale semnate de un om care a studiat arta compoziției pentru a transpune în inimile oamenilor emoții autentice, născute din profunzimea sufletului său. Aici veți găsi o fereastră către universul său interior. Este un spațiu aici destinat tuturor interpreților, dirijorilor și pentru publicul larg. Este loc pentru noi toți în sufletul meu și al lui mai ales, pentru că doar dintr-o inimă imensă ca a lui poate izvorâ o muzică atât de sensibilă. El este tatăl meu. Alături de noi în această seară ne bucurăm de prezența sopranei Alexandra Ioana Costin, fostă elevă a Liceului de Arte Victor Brown din Piatra Neamț, discipol la legendarei profesoare Elena Botez, în prezent profesor dedicat de canto clasic la Liceul de Arte Victor Brown, cu performanțe didactice notabile, cu premii naționale și internaționale, cu foști elevi care activează în prezent pe scene prestigioase ale instituțiilor de profil din țară și din străinătate. Este remarcată cu o voce strălucitoare și plină de expresivitate. În continuare, veți asculta primul lead dintr-un ciclu de 3 lead-uri pe versuri de Mihai Eminescu, scrise de Adrian Stroici, și anume Mai am un singur dor. Mă invit în scenă pe soprana Alexandra Costin.
Thank you.
acum meditație, cea de-a șaptea parte din oratoriul de nuntă, scris de Adrian Stroici între anii 1989-1990. Oratoriul de nuntă este scris pentru cor, soliști și orchestră și cuprinde ceremonia religioasă a nunții din punct de vedere muzical. Are introducere, marșul nupțial, arie alto, exuberanță, arie sopran, cor, binecuvântare, arie sopran, meditație, arie alto, cor, finale. Momentul culminant este reprezentat de partea a cincea, după care este observată o diminuare a tensiunii muzicale cu ajutorul timbralității, armoniei și arhitecturii. Ciclicitatea arhitecturală este oglindită și în finalul oratoriului, unde regăsim idei muzicale din introducere. Se evidențiază o sinteză baroc-clasic din punct de vedere timbral și stilistic, cu arhitectură diversă pe o scritură armonică tono-modală. În continuare, avem bucuria să ascultăm o reducție pentru pian a introducerii acestui oratoriu de nuntă, și anume Marșul Nupțial. La pian, Adrian Stroici. Thank you.
Întrucât în ultimii 34 de ani, cariera compozitorului Adrian Stroici este strâns legată de Liceul de Arte Victor Brauner din Piatra Neamț, în anul 2021 a compus un lied pe versul de Lucian Blaga, Drum în Lumină, dedicat Liceului de Arte Victor Brauner din Piatra Neamț. Liedul este scris pentru sopran și pian, ulterior primind și un aranjament pentru sopran, vioară și pian. O invit din nou în scenă pe soprana Alexandra Costin. Thank you.
cântec de leagăn, iar pentru momentul următor veți putea savura frumusețea și drăgăreșimea unor trei soliste turci foc, pe care le-am îndrăgit de la prima vedere și cu siguranță și la dumneavoastră se va întâmpla la fel. Urmează pentru mama, Doamne-ți cer, muzica Adrian Stroici, versuri Benone Burtescu, solistă Ecaterina Pavel, 8 ani, Sara Costin, 10 ani, Teodora Costin, 8 ani. Le invit în scenă! Aceasta este una de suflet. Am o surpriză pentru dumneavoastră, dar mai mult este surpriza pentru tata. De când am început promovarea concertului din această seară, am primit foarte multe mesaje superbe de la oameni care ne iubesc și sunt cu tot sufletul alături de noi. În seara aceasta, un om cu o mare, care iubește locurile natale, muzica de aici, îl prețuiește foarte mult pe tata, a spus că nu ar putea lipsi de la un eveniment de suflet pentru el. Așa că, în ciuda programului foarte încărcat pe care îl are, a decis să-i facă o surpriză mare, mare tatălui meu și să fie în seara aceasta alături de noi. Nu oricum, ci pe scenă. Ca să vă spun și din culise, tata a făcut mai multe repetiții cu soprana Alexandra Costin pentru lidul care urmează, și anume al doilea din ciclul de liduri pentru sopran și pian, care îmi spun, și anume Icoană și Privaz. Știind că va cânta cu Alexandra, dar de fapt pe scenă va cânta cu una dintre fostele eleve ale Liceului de Arte, un nume celebru în lumea muzicală internațională. Doamnelor și domnilor, este vorba despre solista Operei Naționale din Atena, soprana Celia Caterina Costea.
așa o surpriză frumoasă, nici cuvinte nu mai avem. Alături de noi, pe scenă, vom avea bucuria să avem oameni extraordinari de la Liceul de Arte Victor Brauner din Piatra Neamț. Profesori dedicați, care își iubesc vocația și fac cu mare pasiune activitatea muzicală. Alături de soprana Celia Costea și de soprana Alexandra Costin, care le-ați cunoscut deja, vor fi sopranele Olguța Toma și Narcisa Pavel, absolvente ale Liceului de Arte și ale Universității Naționale de Arte George Enescu din Iași. Doamnele profesoare au obținut premii întâi naționale și internaționale ca soliste în cadrul concursurilor de interpretare vocală. În prezent, îndrumă și formează viitori interpreți, soliști de operă. Olguța Toma este discipola doamnei Elena Botez și al doamnei profesor Gabriela Pepelea, iar Narcisa Pavel, discipola doamnei profesor Ada Chicu. Mihaela Manca, și absolventa Liceului de Arte Victor Brauner, promoția 2000, la clasa doamnei profesor Ada Chicu, finalizează studiile Academiei de Muzică Gheorghe Dima din Cluj. În prezent, activează ca profesor de muzică vocală tradițională românească la Liceul Victor Brauner. S-a evidențiat în pregătirea elevilor, având rezultate deosebite la numeroase competiții naționale și internaționale. Cristina Ilie este profesor de canto clasic, a absolvit Facultatea de Interpretare Muzicală a Universității Transilvania din Brașov. Între anii 1996 și 2003 a activat ca solist în cadrul Operei Naționale din Brașov și participă la diverse concursuri de interpretare vocală, astfel deprinzând tainele artei vocale. Lucreția Stroici, absolventă al Academiei de Muzică Gheorghe Dima din Cluj și al Facultății de Muzică din Brașov, este profesor la Liceul de Arte Victor Brauner, a dezvoltat numeroase proiecte culturale în județul Neamț, având o bogată activitate didactică cu rezultate foarte frumoase. Urmează lidul Replici pe versuri de Mihai Eminescu, ultimul din acest ciclu, muzica Adrian Stroici, vă prezint penultima lucrare muzicală din această seară. Și invit în scenă pe doamnele profesoare.
aduși la ultima lucrare muzicală din această seară. Pentru că acum este momentul mulțumirilor, aș vrea să facem acest lucru în stilul nostru, printr-o lucrare care cuprinde prețuirea noastră atât pentru dumneavoastră organizatori, gazde, pentru dumneavoastră invitați, public și mai ales pentru cel fără de care muzica nu ar fi avut loc. Vă mulțumim pentru acest moment pe care îl voi păstra în sufletul meu ca o amintire minunată pentru toată viața.